don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know. Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Bun, haideți să vedem ce lecție sau ce vlog mai facem astăzi. Mai exact, o să facem despre un nou indicator, un indicator care se cheamă ADX NDI. Bun, dar haideți mai întâi să vorbim despre Bitcoin și să vedem ce credem noi că va face. De exemplu, vă povesteam eu de ieri că suntem sub acest suport și spuneam că sunt șanse ori să intre înapoi, ori să-l ia ca și rezistență și să meargă la următorul suport. Se pare că l-a rupt, da? L-a luat rezistență, dacă ne uităm pe un time frame mai mic, exact cred că pe aici pe unde eram, l-a luat rezistență și n-a mai putut să urce, da? Ceea ce înseamnă că a mers ușor să testeze iarăși suportul. Bun, haideți să ne uităm acum să vedem exact unde suntem și la ce trebuie să fim foarte atenți, da? Această linie sau trend dispare, da, că nu mai este relevantă. Suportul încă este prezent aici, ceea ce înseamnă că, exact cum vă spuneam acum câteva săptămâni, încă suntem în zona de acumulare. Da, credeți-mă, asta este acumulare aici. Și vă spuneam că o să stăm aici până când ne apropiem de chiar o lună, o lună jumate, aproape două. Și deja avem, cât avem, haideți să vedem, presupunem de aici, deja avem fix, două secunde că n-am luat ce trebuie, gata, deja avem o 32 de luni, de zile, deja avem aproape o lună, da, bun, ok, haideți să vedem, pe weekly vrem să vă arăt ceva. Vedeți că încă suntem sub această rezistență. Se pare că tot a încercat, dar cu cât încearcă de mai multe ori și nu poate să o rupă, sunt șanse foarte mari, dacă nu o rupe, să avem o corecție mai puternică. Tocmai ăsta e și motivul pentru care trebuie să fim atenți la acest suport, adică la 28.896. De ce? Fiindcă n-am avut nicio lumânare închisă sub el. Da. Deja de aici este cu semnul întrebării, fiindcă era normal să încercăm să urcăm. Dar, haideți să mergem și pe monthly. Mai avem 19 zile. Ar fi ideal ca lumânarea până să trece luna să rămână pe acest suport. Dacă rupe acest suport, sunt șanse foarte mari să mergem și mai jos. Da? Trebuie să fiți atenți la acest suport. Bun? Haideți să mergem acum pe daily. Și observăm cum pe daily, de fiecare dată când ajungem la acest suport, se respinge. Da? Observați? A ajuns, s-a respins, adică urcă. Da? Partea foarte, foarte critică este atunci când liniile punctate, adică această rezistență, nu mai rupe și o ia rezistență. Și dacă avem câteva zile în zona aceasta, da, două secunde să vă arăt, dacă avem câteva zile aici, așteptați-vă la o cădere bruscă, exact aici. Da? Și nu se știe unde se oprește. Bineînțeles, la următorul suport. Poate să fie 24, poate să fie 26, poate să fie 20. Da? Bun. Cam atât legat de Bitcoin. Spuneam că o să vă arăt astăzi un indicator ADX NDI. Da? Apăsăm pe el și arată exact așa. Bun. Foarte bun acest indicator din punctul meu de vedere. Ne ajută să înțelegem în ce direcție va merge piața, ne ajută să vedem cum putem face profit. Mai exact, haideți să vi le explic. Da? Bun. Din ce este format? DI plus este verde, DI minus este roșu, ADX-ul este galben
și nivelul, level este alb. Bun? Până aici foarte simplu. Haideți să vedeți cum ne ajută și la ce trebuie să fim atenți la acest indicator. De exemplu, să luăm o monedă care astăzi a avut o creștere. ERP, să presupunem, da? Și ne uităm la el pe un time frame de 15 minute pentru cei care vor să facă daily trading. Da? Cum ne ajută acest indicator? Bun, când linia verde, da? Linia verde este day plus, este peste linia roșie, adică este, merge în sus, atunci prețul o să vrea să urce. Când linia roșie merge în jos, atunci clar prețul o să urce. De ce? Linia roșie practic înseamnă când prețul scade, linia verde înseamnă când prețul crește. Dar ca prețul să crească, linia roșie trebuie să meargă în jos, iar linia verde trebuie să meargă în sus. Bun? Sunt cazuri, da, uitați cum suntem aici, da? Vine, merge în sus și apoi se intersectează iar. Ăsta a fost un fake, da? Dar se intersectează, apoi se respinge și merge în sus roșu, ceea ce înseamnă că prețul coboară. Verdele merge în jos, ceea ce înseamnă că prețul coboară, da? Bun, dacă merge pe un time frame mai mare, presupunem pe o jumătate de oră, da? Contează foarte mult time frame-urile. De ce? Fiindcă dacă pe un time frame de 15 minute sau de 5 minute înseamnă că verdele urcă, înseamnă că și prețul urcă. Dar pe un time frame mai mare poate să arate total altfel. De exemplu, dacă mergem pe 4 ore, da? La început nu arăta că urcă și acum urcă fiindcă avem foarte multe lumânări închise peste. La una, două, vedeți, nu se mișcă nimic. Deja de la una puternică se vede exact cum stau lucrurile. Da? Bun, haideți să ne uităm tot la fel pe un time frame mai mic să vă arăt, să vă explic ceva foarte important. Vedeți că mai avem linia galbenă. Linia galbenă practic înseamnă puterea trendului. Da? De exemplu, dacă vedeți că el stă pe loc, adică stă jos, înseamnă că prețul nu merge nici în sus, nici în jos. Stă în acumulare mai exact. Da? În momentul când linia galbenă se hotărăște să urce, indiferent că este roșu deasupra sau verde deasupra, atunci avem trend puternic, fie de coborâre, adică fie prețul coboară, fie prețul urcă. De exemplu, dacă linia galbenă urcă și linia roșie urcă, prețul coboară. Dacă linia verde urcă și linia galbenă urcă, prețul urcă. Da? Asta e un indicator care vă ajută, da? Vă ajută să profitați, să faceți acei 2% și totodată vă ajută să vedeți lucrurile mai clare. Da? Sper să vă fie de folos. Sper să-l înțelegeți, da? Și sper să vă ajut. Bun? Acum mi-a cerut acum câteva zile, două secunde, mi-a cerut acum câteva zile cineva de pe canalul de YouTube să-i arăt wallet-ul meu, da? Mai exact wallet-ul cu care v-am spus că eu fac 2%. Da? Ultimele zile, da? Vă povesteam că nu mai am timp pentru acele trade-uri de 2%, da? Acelea le fac doar pentru comunitate și pentru oamenii de pe canalul de Discord. Da? Uitați. Orn, da? S-a dus 2%, nu s-a ridicat. Da? Bun. Iar eu personal intru în trade-uri pe time frame-uri mai mari. Poate să dureze câteva zile, poate să dureze o zi, două, trei, șapte, da? Dar vă arătam, dacă vă uitați în clipurile trecute, aveam în oale vreo 200-300 de dolari, parcă mi-aduc aminte, că am început iarăși, am luat-o de jos, da? Fiindcă, încă o chestie, niciodată să nu vă fie rușine, sau cel puțin de la oamenii de pe canalul de Discord le explic așa, niciodată să nu-ți fie rușine să pierzi, adică să spui, domne, dacă am pierdut, sunt slab și nu sunt bun de nimic, nu există. Vreau să vă spun un secret, cu cât ajungeți să pierdeți mai mult, cu atât o să fiți mai buni. Știu că sună ciudat, dar credeți-mă, nu ai cum să înveți dacă nu treci până astfel de greșeli sau nu faci greșeli sau nu pierzi. Practic, ăsta e prețul. Ăsta e prețul. Deci n-ai cum, nu există. Dacă credeți că cineva a ajuns să învețe trading sau să facă bani sau milioane, da? Fără să piardă, nu există așa ceva, vă spun 100%, da? Eu am pierdut,
Chiar stăteam și mă uitam zilele trecute la un filmuleț despre cineva care a pierdut foarte mulți bani și știu și am auzit în cazuri oameni care sunt în depresie, oameni care s-au sinucis, oameni care nu mai sunt buni de nimic. Vreau să mă sunați. Dacă aveți probleme, vreau să mă sunați să pot să vă dau sfaturi, să, gratis, da? Mă sunați, vă dau sfaturi, vă explic, vă fac să mergeți mai departe. De ce? Și eu am trecut în așa ceva. Deci de 3 ori am pierdut tot. Și vreau să înțelegeți că, sincer, de 3 ori m-am ridicat, da? Și mi-am învățat lecția, da? Și acum, după cum vă arătam, da? Chit, da? Că fac un 3 la 3, 4 zile, 2-3 zile, da? Acum, de exemplu, sunt în Loca, da? O să vă arăt și de ce. Am intrat în Mitric, am văzut că nu merge unde vreau eu, am ieșit, da? Am avut un mic stop loss, am ieșit, nu contează. Și acum sunt în Loca, da? Fiindcă are potențial să ducă unde vreau. O să vă arăt și exact unde, da? Și aveam 2-300 de dolari, parcă mi-aduc amintea, cu câteva zile și acum sunt 1121, da? Adică aici am făcut 270 pe plus, aici, da? Mai sunt și minusuri, dar sunt, de ce? Fiindcă rămân în poziții, da? Și ziua următoare scade și, nu, deci nu fac trade, da? Scade doar că poate a avut corecție moneda respectivă și am rămas în ea, nu-i problema. Dar o să vedeți că după aia o să ducă unde trebuie, dar răbdare, poate să dureze. Da? Profitul la fel. Bun, deci ca să înțelegeți, credeți-mă că se poate, deci se poate, dar trebuie să fiu un pic detașat. Tot la fel spunea cineva, dacă eu sunt cu creierii praf sau nu știu, n-am liniște, n-ai cum să tranzacționezi. N-ai cum. Deci vă spun sincer, n-ai cum. N-ai cum să tranzacționezi. Trebuie să fii foarte, foarte detașat și liniștit, da? Bun, vă arătam Loca, da? Haideți să vedem de ce am spus că această monedă o să plece foarte frumos și unde o să meargă, da? Păi avem o rezistență foarte puternică la 1.35. Eu am ordin de vânzare fix aici, la 1.29.14 până în 1.30. Adică pe aici pe undeva. Repet, niciodată eu nu ies exact la limită. Cu totul că poate să ducă mult mai sus, dar nu ies. Prefer să ies un pic mai jos. Și Mitric, cred că data trecută când am ieșit, n-am ieșit aici, am ieșit undeva aici. Am preferat să ies un pic mai jos. Da? Fiindcă e foarte important să ieși un pic mai jos. Adică să fii sigur că ordinul tău se îndeplinește. Bun, și acum vă arătam rezistența, a rupt trendul, da? L-a luat suport și acum o să vrea să meargă ușor să testeze fiecare nivel de rezistență. Fie target aici, primul target, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Eu mi-am pus take profit aici. Da? Și stop loss sub această rezistență. Mai exact sub 0.788. Fiindcă orice e posibil. Da? Dar dacă stăm și luăm un risk reward, că am intrat undeva pe aici, 55% și un stop loss de 10%. Bine, am pus mai exact sub aici, sub linia galbenă. 10% spune, 9%. Eu zic că e destul de bine. Da? Deci vreo de 5 ori mai mult profit decât risc. Da? 5-1, să supunem. Da? Dar poate să dureze câteva zile. Poate să dureze o zi, două, trei, o săptămână. Nu-i problemă. Credeți-mă că mai bine stai și aștepți. Da? Liniștit, relaxat, dar să fii pe plus. Da? De ce? Fiindcă foarte mulți oameni se întreabă, dar când este momentul ideal să intru într-o monedă? Sincer, da? Momentul ideal să intrați într-o monedă este atunci când este la suport. Da? Foarte simplu. Încercați să înțelegeți lucrurile astea. E foarte simplu să aștepți, dar să aștepți. Gândiți-vă că foarte mulți oameni, de exemplu, trading-ul, eu mi se pare că seamănă foarte mult cu pescuitul. Da? De ce spun lucrul ăsta? Când te duci la pește, arunci undița în lac și niciodată în viața ta cum ai aruncat-o prin peștele. Nu mai există așa ceva.
poate dacă e o baltă plătită și poate ai noroc, nu știu cum. Dar în principiu când arunci undița în apă, o să stai și 4 ore până prinzi un pește. Da? Exact așa e și aici, mai ales și pentru cei care fac daily trading. Să nu credeți că și pentru daily trading, da, intrați într-o monedă și instantaneu a plecat. Nu. Uitați cum respectă un tipar. Da? Deci suntem aici. Urmează să duc aici. De aici până aici avem 7%. Cum poți să faci 7% în câteva, poate să dureze 3, 4, 5 ore. Dar tu știi că ăsta e suportul, da? Chiar am spus, ia uitați, loca, da? Chiar am, exact aici am spus, da? La suport și am spus așa, dacă ține suportul, intrați, target 2% sau prima rezistență. Adică, fie aici, fie aici, da? Adică vreau să încercați să vedeți lucrurile clare și vreau să încercați să înțelegeți că scopul meu este să vă ajut din ce știu eu, da? Și să vă pot da informații care să vă ajute să vedeți lucrurile mai clare. După ce o să fac, la fel, dacă vreți să vă, să vă analizez un indicator, da? Cu drag, puteți să-mi spuneți. De ce? După ce o să analizez 10-20 de indicatori, nu știu câți găsesc eu utili, la sfârșitul lor o să vă spun ceva ce o să vi se pară funny. Dar exact după ce termin toate vlogurile, da? O să vă spun ceva ce o să vi se pară wow. Da? Asta o dată. Doi. La fel, legat de după ce o să termin lecțiile cu vlogurile, vlogurile pentru indicatori, o să fac ceva, niște lecții pentru mindset. Mai exact, cum să încercăm să înțelegem, să fim foarte detașați și să înțelegem că, de fapt, scopul nostru în trading nu este decât unul singur. Da? Mai exact, vreau să vă întreb pe voi care este scopul vostru. Da? De ce faceți trading? Bun, eu vă spun o chestie. Eu l-am așa. Scopul meu e simplu. Este să fac bani. Da? Adică vreau să înțelegeți și să vă întrebați care este scopul vostru și ce vă doriți. Bun? În principiu cam atât. Nu e ușor. Absolut deloc. Cine crede că este ușor, nu este ușor. Poate pentru mine a ajuns să devină mai ușor, mai ușor, da? Pentru că am trecut prin prea multe și am greșit de prea multe ori. Și poate mai greșesc și astăzi, da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută! Weekend plăcut!